Bună ziua și bine v-am găsit la un nou program inițiat de Teatrul Stela Popescu, în colaborare cu editura Corint Junior. Acest program se numește Șotronul. Vă veți întâlni aici, cu mine și cu colegii mei de la Teatrul Stela Popescu, unde noi vă vom citi fragmente din cărți editate de această editură minunată pentru copii și sperăm că vă vom stârni curiozitatea și veți dori să lecturați aceste cărți minunate. Astăzi am ales să vă introduc într-o lume fantastică și am ales cartea Mituri și legende din Olimp, o carte scrisă de Anna Milborn și Louis Stowell. Pe lângă faptul că este o carte minunată, veți găsi în ea și ilustrații superbe. Pentru că trebuie să Intrăm cum trebuie în această lume fantastică, am ales pentru voi un fragment care se numește Nașterea Zeilor. La început, spun vechii greci, nu existau zei, nici oameni, nu era nici zi, nici noapte, nu erau nici planete sau stele. Era doar neantul nesfârșit ce stăpânea tot și toate. Apoi, Deodată s-a născut zeița pământului. Era minunată, cu forma ei rotundă și inima caldă. Doar o clipă mai târziu a apărut și cerul. Era cu totul diferit față de zeița pământului. Dacă aceasta din urmă era calmă, liniștită, cu ascunse profunzimi, cerul era pripit și schimbător și nu putea ține nimic ascuns, chiar de ar fi vrut atât de mult a îndrăgit-o cerul pe zeița pământului, încât a înfășurat-o cu totul și a jurat că nu se va despărți nici când de ea. La început și zeița pământului avea aceleași simțăminte. Zeița pământului purta numele de Gaia, iar cerul se numea Uranus. Când Gaia l-a sărutat pentru întâia dată, el s-a făcut roșu-auriu și așa a apărut primul apus de soare. Când Uranus și-a înclinat capul cel încoronat de stele pentru a se culca alături de Gaia, el i-a scăldat văile și munții în lumină argintie. Foarte curând, ei au hotărât să întemeieze o familie. Fiind ei înșiși atât de mari, copiii lor au fost uriași de-a dreptul. Primii care s-au născut au fost titanii. Un neam de femei și de bărbați gigantici, atât de mari erau, încât puteau smulge copacii din pământ de parcă ar fi cules margarete. Iar pe munte de se așezau, stăteau ca pe un tron. Giganții erau frumoși și puternici, iar părinții lor erau mândri de ei. Apoi, Gaia a născut trei ciclopi. Aceștia erau niște giganți bine clădiți, dar urâți, cu un singur ochi mare și bulbucat. Gaia era de părere că ciclopii erau desăvârșiți, dar Uranus nu prea credea asta. Nu sunt atât de frumoși precum frații și surorile lor, a spus el cu hotărâre. Copiii pe care Gaia i-a născut după aceea arătau și mai înspăimântător. Aveau câte 50 de capete și câte o 100 de mâini. Chiar dacă nu era tocmai mândră de acești copii ai ei, Gaia nu lăsa să se vadă acest lucru. În schimb, Tatăl lor nici măcar nu suporta să-i vadă. Sunt hidoși, a strigat el când i-a zărit. Nu ar putea trăi sub pământ la oaltă cu urâții ciclopi? Nu suport să-i văd. Zicând acestea, Uranus i-a băgat în pământ. Gaia a simțit că îi se frânge inima. Râuri de lacrimi a vărsat, văzând atâta cruzime din partea lui Uranus. Și el era tare abătut pentru că o supărase. Lacrimile sale. Au căzut pe pământ precum ploaia, amestecându-se cu lacrimile gaiei, iar acele lacrimi s-au scurs pe spinările munților și dealurilor, dând naștere mărilor întinse cu apă sărată. Oricât de rău i-ar fi părut însă lui Uranus că o supărase pe Gaia, el nu-și putea ascunde simțămintele. Pe tine încă te mai iubesc," i-a spus Uranus Gaiei. Pe ei însă nu-i pot iubi." Mânia Gaiei a crescut tot mai mult, Până ce a prins să urzească un plan ca să scape de Uranus și să-și elibereze copiii. Ce urmează? Veți citi voi mai departe în cărțile minunate de la editura Corin Junior. Eu mă opresc aici și sper să ne urmăriți în continuare și pe mine și pe colegii mei de la Teatrul Stella Popescu în programul Șotronul. Până data viitoare, v-am pupat!